Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Idei de afaceri, de când am mai dat noi idei de afaceri, un grup de domni sudcoreeni au să interlopi. Așa. Dar muncitori, altfel. Au săpat un tunel până la o conductă de benzină cu gândul să-și tragă țeavă proprie și să vândă benzina la niște benzinării parteneri. Nu-i rău, nu era ideea. Practic cum se făcea în anii 90 în România. Exact. Multe au francizat metoda. S-au făcut cu benzinării parteneri. Dar au murit pentru că vindeau benzină de proastă calitate, proștii. Firește, am pățit-o și eu odată, am luat la benzinărie partener fără să-mi dau seama și a fost vai de capul meu. Hoții au închiriat, deci, un hotel în apropierea conductei respective. Le-au spus proprietarului că vor să cumpere clădirea, dar le-ar plăcea să o vadă înainte, mai bine, să o testeze, așa. Aha, că... Și-au făcut, au dat niște găuri. Au intrat în subsol și, ca să nu atragă atenția, au folosit doar cazmale, târnăcoape și lopeți. Nu manual, adică. Manual, da. De asta zic, muncitori băieții, știi? Adică nu s-au apucat, n-au adus picamere, buldozere să termine treaba. Și au muncit, au muncit, au muncit. Într-o lună au ajuns la 30 de centimetri de conductă. Aproape, cald, cald. Da. Și când se termină treaba, au venit polițiștii și i-au arestat. Băi, nu se poate. Cruzime asiatică. I-au lăsat mă să ajungă la două palme. Tunelul era un tunel serios, ramforsat cu grinzi de lemn, suficient de mare pentru un sudcorean mic. Și eu cred că domnii ăștia ar putea fi angajați la transporturi, la CNAIR, să facă niște tuneluri, că au demonstrat că pot să lucreze bine. Da, mă, și așa, bă, poate ducă în zona cu Bulgaria, unde au pierdut cârtița aia să o găsească. Cârtița, da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.